Noi dacă o să constatăm că nu sunt la guvernare, dar vor să stea în guvernare, odată la 2-3 zile, mai dăm câte o exemplificare afară. Afară în sensul public, așa. Enough is enough. I-am răbdat. Suficient. Potrivit ziarului, evenimentul zilei, PDL va aștepta să vadă ce termen va fixa conducerea Parlamentului pentru depunerea amendamentelor la legile pentru care guvernul și-a asumat răspunderea. Dacă acesta va fi scurt, PDL va aștepta finalizarea procedurii de asumare. Dacă nu, trec la remaniere, scriu jurnaliștii de la evenimentul zilei. Așteptăm ca birourile celor două camere să nu fixeze termene pentru amendamente undeva în decembrie sau undeva în 20 octombrie, când deja Parlamentul e în campanie electorală. Dacă vom constata că în Parlament se dorește întârzierea, sigur că va trebui să luăm o decizie la vremea respectivă. Ofensiva ar începe cu Nica. Liderii PDL dezmind însă informația. Domnul Dan Nica trebuie schimbat sau nu? Nici vorbă. Lista ar continua cu ministrul mediului Nicolae Nemirski, relatează tot evenimentul zilei. În același pericol ar fi portofoliile educației și sănătății deținute de Ecaterina Andronescu și Ion Bazac. Ca să evite victimizarea PSD, pedeliștii ar fi decis să scoată din guvern și câte un ministru de-al lor, Gabriel Sandu, Teodor Paleologu și Mihai Stănișoară, la nevoie și Sorina Plăcintă de la Tineret. De la PDL se vorbește despre Toader Paleologu, Gabriel Sandu, Mihai Stănișoară? Astea-s prostii. E posibil și la noi, dacă premierul va analiza activitatea fiecărui ministru, va vedea în ce măsură acesta a făcut ceva sau n-a făcut nimic din ceea ce scrie în programul de guvernare. Cât privește soarta Ecaterinei Andronescu, Teodor Stolojan susține că aceasta nu ar mai fi putut rămâne în guvern dacă nu ar fi înțeles că legea educației trebuie să fie în concordanță cu Pactul Național pentru Educație. E adevărat că premierul a amenințat-o cu demisia. Cu demitere, mă scuzați. Nu, n-a amenințat-o cu demisia. I-a spus foarte limpede că ăsta este jobul așteptat de la dânsa. Pe lista remanierilor publicate de România Liberă figurează în plus și numele ministrului transporturilor, Radu Berceanu.